La finalul săptămânii trecute, la sediul Centrului de Perfecționare Apărare CBR Nemușcel, s-a desfășurat ceremonia de depunere a jurământului militar de către o nouă serie de soldați profesioniști, seria august-decembrie 2021. În prezența comandantului școlii de maestri militari și subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I, colonel Dănuț Cruceanu, au depus jurământul militar un număr de 21 de soldați profesioniști, după ce au absolvit programul de instruire inițială a soldaților gradați profesioniști. Prin alegerea meseriei de militar, tinerii au ales să răspundă prin jurământ de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin. Depunerea jurământului militar este un moment emoționant pentru că simbolizează un nou început în procesul devenirii noastre. Marcăm astăzi debutul unei perioade care va produce transformări importante și irreversibile în viața noastră. De astăzi, prin jurământul depus, România știe că se poate baza pe noi, soldații profesioniști, pe forța, cinstea și curajul nostru în apărarea idealurilor noastre de libertate și democrație. Este cel mai important angajament pe care îl facem ca oameni maturi, responsabili și care ne umple sufletele de mândrie și emoție, pentru că azi, mai puternic ca oricând, simțim spiritul nostru național înfiorându-ne inimile. În perioada următoare, soldații vor continua pregătirea militară în specialitatea apărare CBRN în Centrul de Perfecționare Apărare CBRN Mușcel. Ceremonia s-a desfășurat cu respectarea regulilor de protecție și prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.